Mai marilor voievozi ai oștilor cerești, vă rugăm noi nevrednicii, prin rugăciunile voastre să ne acoperiți cu acoperământul aripilor slavei voastre netrupești, păzindu-ne pre noi cei ce cădem. Cel mai important rol pe care l-a avut Îngerul Mihail a fost încă de la facerea lumii, cel ce este afișat în iconografie, cel ce este cu sabia. Îngerul Mihail este Îngerul Dreptății, cel care ar fi stat la ușa Raiului când atunci Adam, prin neascultare, prin cădere, a fost izgonit din Rai. Iată, Îngerul Mihail a avut grijă ca acolo să păstreze acel paradis, acel rai curat, până la împlinirea vremii când Mântuitorul Iisus Hristos s-a întrupat, Adamul cel vechi, devenind și noi în același timp întrupare, prin Maica Domnului, prin Sfinți, Adamul cel nou, prin restaurarea omului, chipul și restaurarea omului în viața noastră duhovnicească. Îngerul Mihail a avut multe, a marcat istoria comunităților, minunea din Colose, minunile pe care le-a făcut Îngerul Mihail, dar și în același timp cel mai semnificativ Îngerul Gavril, cel care este vestitorul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.